Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un episod de Outriders. Să continuăm. În episodul anterior am mai făcut niște questuri secundare prin această zonă bombardieră. Iar în acest episod cred că o să ne ocupăm două de questuri secundare, pentru că avem foarte multe, unele care nu le putem face momentan, le vom face puțin mai târziu, altele să vedem. Trebuie să ne uităm și după set, misiunea principală, pentru că am aflat că s-ar afla undeva în wreckage zone și trebuie să mergem să-l căutăm. Ia să ci să o mai deblocam ei pe aici, tate. Din nou chestii. Emojuri. Bombaldiele. Mi-am consumizat un pic și armele. Sincer, mai avem de lucru. Mai trebuie să căutăm toate. Vreau să strâng bani să-mi cumpăr niște arme destul de șmechere de la shop-ul ăla pe care l-am găsit în episodul anterior. Așa că hai să mergem. Vreau să mă întorc un pic înapoi. Am o flemă în gât, tocmai ce m-am trezit, nu de mult. Deci n-am mai filmat de foarte mult dimineață. Am o flemuță în gât. Ok, știi că am avea aici niște quest-uri. Și nu știu exact ce ar fi. Și aici avem. Să aruncăm o privire totuși. Îi aia cu artefacte, bineînțeles, am adus artefactele în episodul anterior, am primit niște reorduri destul de bune. Erau bune dacă le duceam mai devreme. Acum suntem prea puternici. Suntem prea puternici, așa în ghilimele, că mai ai de lucru, tătuță. Mai ai de lucru. Și da, n-am mai filmat de... cred că mai bine de un an de zile dimineață sau de timp de zi, mereu am filmat noaptea. Dar aseară eram super obosit și am băgat un somn, care am povestit în anterior episod. Am pus direct la somnic, m-am trezit și am zis că filmez azi plouă frumos, așa dată nouă orat, se vede bine și webcam când a bătea soare, nu se vedea bine. Cam fix în fața geamului, calculatorul și toate astea. Hai să vedem unii în aia, bă, deci, dacă am avea un quiz, deci aici trebuie să mă duc, defensiv. Da, avem aici un quest. Avem aici un quest, tătuțu. Așa că hai să mergem, dar nu știu pe unde aș putea. Cred că pe aici. Trebuie să ies pe acolo. Normal și normal. Și cred că e prin zona asta, sper. Nu, o fi pe jos? Nu cred. Cred totu. Deci hai să aruncăm o privire. Dar nu cred că e bine. Uite că ar mai fi un quest aici. Vedeți, s-au deblocat quest-uri toate. La început, adică de joc. O să vedeți și voi. Dar nu știu cum să ajung la quest-urile ăla, în niciun caz pe aici. Și bine să le faceți, pentru că na, deblocați o grămadă de reward-uri. Asta dacă vreți. Dacă vreți să lungiți jocul la maxim. Jocul e foarte lung, adică dacă faceți și quest-uri secundare și pe astea, chiar o să vă ia timp. Dar nu știu exact unde ar fi acum. Dar Zău Sfântul știe. Ia să ieșim un pic aici. S-ar putea să fie pe partea asta. Da, cred că da. Da, mă schimb că nu mai vreau să văd aceleași pneumaticuri. Și da, aș filmez puternic, aș filmez toată ziua Outriders, pentru că vreau să-l termin. Vreau să-l termin, neapărat. Și hai să vedem despre ce este vorba, că avem aici un quest. Oh, se pare că cineva este căutat. Cine este acest individ? Ok, am luat doar afișul, dar... Nu ați văzut, sunt, știi unde ar putea fi? Și ca aici? Ar trebui să mergem. Nu am niciun... Ba da, aș avea unul. Aș avea unul. Trebuie să mă duc înapoi în chimie și să mă duc aici. Ok. Hai să mergem înapoi în chimie. Rapid. Să ne îndreptăm către acea zonă.
Și atâtuțul. Duc aici. E bine, e bine să le faceți. Eu o să încerc să fac toate questurile secundare, adică nu o să fac alea cu... să caut toate hârțoabele și toate porcările alea, dar măcar questurile să le fac. Măcar questurile trebuie făcute, adică în fiecare joc am încercat cât se poate de bine să completez fiecare quest, că na. Ce-mi place mie. Oh, mălănoi. Ce faci, brother? Ia să... Ce faci? Ce faci aici? Boom! Hehehe. Tot arma asta de burst o avem. Foarte bună arma. Deși îmi plăcea că era automată. O fost automată, dar odată ce am dat upgrade am pus-o pe burst și nu știu dacă am făcut eu ceva de la buton sau chiar așa trebuie să fie arma asta. Bun slow-ul ăsta, deci e foarte bun. Îi ține foarte mult timp. Foarte mult timp nemișcați. Mamă, ce-mi place cum ia foc caracterul nostru, uitați-vă și voi. Suntem forță, tate. Forță. Ce să luăm aici pe sus. Nice. Hai să-mi încarc și eu shotgun-ul. E fain că la shotgun dăm freeze. Îi dăm câte un freeze alău de ăla bombardier. Și ăsta are cheia. Am luat-o, am luat-o. Open the door. Nu mai a fost prin zona asta și dacă vă aduceți aminte, nu știu dacă am intrat aici, n-am putut să intrăm. Hai să vedem. Las seama, na, când aveam internetul ăsta bun, trebuia să fac episod de 20 de minute, 15 minute, cum făceam înainte, că îmi lua foarte mult timp să le încărc și așa mai departe. Și... mi-a dat seama câte episoade mi-eșea, cred că la jocul ăsta mi-eșea iar vreo 150 de episoade. Așa nu se știe, chiar asta are câte episoade să ne iasă la jocul ăsta. Oricum, e destul de lung, e destul de lung, m-am zis. Jocul nu-i scurt. A, ăsta l-aveam deja aici și puteam să vin direct până în zona asta, lol. Ok. Uite că aici nu pot să mă duc. Aici nu pot să mă duc și acolo treia să fie normal și normal. Ia să mă uit un pic pe mapă. Place că e foarte aproape, dar... cred că am intrat-o bine pe aici. Mai fi vreo o altă zonă? Place că n-ar fi bine. Trebuie să fie o altă cale. Dar nu știu dacă ar exista o altă cale. Sincer, hă? Nu, că așa mă duc înapoi și nu fac nimica. Și trebuie să ajung aici. Acolo trebuia, înăuntru. Înăuntru era toată manevră, nu știu dacă mai e ceva pe aici. Uite un chest. Mai fi vreo cale pe aici? Nu cred. Nu știe.
ăla e steagul, bam. Mai aveam niște ore de astea. Nu, cred că tot acolo e manevra. Vedeți că pe minimap îți arată undeva, dar uite cât mergi și nu te apropi efectiv deloc de destinație. Așa, aici nici nu pot să mă duc măcar, adică, what the fuck. Mă lasă jocul, tătuță. Deci nu mă lasă jocul, anu. Deci mă aflu aici. Hai să mergem înapoi, hai să mergem înapoi un pic. Ceva nu-i bine. Ceva nu e bine, tătuță. Că cu aia am luat cheia, pac, am deschis-o. Dar și prima dată am fost deschis-o, numai că na. Deci acum uite tu mă unde mă aflu. Deci trebuie să ajungă în partea asta la altă, bă. Da, sunt eu prostan. Deci trebuie să mă întorc. Da, știi să iau pe partea cealaltă. Ok, acum am văzut. Nu mă uitam la locația mea. Mă uitam doar la punctul unde trebuie să ajung și nu m-am uitat la locație exact unde mă aflu eu. Dar trebuie să luăm pe partea cealaltă de steag. Și în cealaltă direcție. Hai că sunt 101.000 de drumuri pe aici. Deci de la steag în partea asta. Aici, cat. The fuck. Acolo pe jos, nu? Nu pot să mă pe aici, adică dacă vreau pe aici, normal și normal mi-ar arăta că ar trebui să mă. Ce căcăcel. Dacă mă duc tot înainte, e blocat drumul. Efectiv e blocat. Deci nu pot să mă duc pe aici, adică. O să fac vreo manevră. E blocat. Nici nu mi-ar arăta, mi-ar arăta că... Bine aș putea să mă duc. Să mă duc pe aici, poate, bă. Ia. Ia să încerc să mă duc la celălalt steag. Poate pe acolo. Poate pe acolo, tate. Poate pe acolo. Aici am avea și un quest. Un nou quest. Ce quest ar mai putea fi, tătuțu? O să venim, la momentan să ne ocupăm de questul ăsta care l-am început. Deci bam la stânga, oare trebuie să o iau? Atât de ciudat. Și uite că nu mi-arată pe unde merg, adică, pe aici nici nu mai pot să merg, frate. E pe sus, dar nu, case sunt închise toate, toate pătecuțele sunt închise. Efectiv. Deci nu mai pune să mergi. Efectiv. Efectiv, nu ai pe unde să mergi. Da, super ciudat. Zonele pe unde am fost, văd că sunt închise acum. Ah, uite-l! Aici-i! 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 Gata, l-am găsit. Perforator. The Perforatorus. Hai, băieții! Deci targetul nostru. A, nu trebuia să-mi dau ăsta, am uitat că mi-am schimbat skill-urile. Mai avem o grămadă de damage.
Let's go, baby! Let's go, baby! Arme din 5 mai bune, după cum puteți vedea, și mai rămas aici un bulangiu. Ăsta și mai e ăla. Ok. Și cam ăsta a fost. Și hai să-l eliminăm acum o dată pentru totdeauna. Acest bulangiu. Salutare, brodere. Ia uite-l, mă. Boom. Nu mai stau la discuție, tate. Direct un glunț în cap. Direct un glunț în cap. Ujijo. Deci acum putem să ne întoarcem. Am făcut și un level foarte bine. Ne întoarcem să ne luăm și noi reward-ul, tătuțu. Dar nu știu dacă o să mă întorc. Pentru că mai aveam un quest. Trebuie să ne întoarcem un pic înapoi. Aveam un questianus. Foarte multe quest-uri și vedeți că faceți level-ul. Adică nu le faceți așa bam bam bam. Ultan de ce prin skin-us? Armor piercing, cred că mă duc. Momentan. Așa. Level 17, mai trebuie un level să fac. Am câte chesturi pe aici, frate. L-om a luat un shotgun destul de bun. Bă, na, numai verzi îmi dă. Oh! Mă, ce tare e ăsta. N-ai șansă, tate, n-ai șansă, efectiv. Hehehe. Let's go, baby. Let's go, baby. Oh, pantaloni albași, nu știu dacă erau mai buni decât ai mei. Vom vedea imediat. Dar nu știu dacă am venit eu bine pe aici, sincer. Am distrus aia, am mai distrus-o odată, n-am văzut că s-o reparat. Și aici am ajuns în prima dată. Da, quest-ul... Unde căcat era quest-ul? Trebuie să mă duc înapoi acolo, că era pe partea cealaltă. Ia să-l iau eu tot atunci, când văd de acum un quest, am să-l iau, că după aia... îl pierd. Uite că era aici. Hai să vedem. Ce mai avem aici, tătuțu? Că vreau să ne blochez multe skill-uri, vreau să aducem puternic tate rău. Blochez toate skill points-urile alea. da, am intrat aici, dar nu-i nimic. Nu era părea că ar fi ceva. Avem măr la noi. Au. Wow.
Let's go, baby. Foarte multe dropuri, facem bănet. Facem bănetă, tuțu. Ok, și pe aici ce card trebuie să o luăm? Nu știu, ia să mă uit, mi s-a deblocat vreun quest pe aici? Ah, da. Poratens, Madame Beauvue will be... Ok, se pare că Madame Beauvue este interesantă de anumite iteme, anumite chestii. Nu știu cine e asta, sincer. Bine, cred că quest-urile astea puteați să vorbiți mai întâi cu această persoană și după aia vă zicea, vă duce, du-te acolo și așa mai departe. Numai că noi am luat quest-ul înainte. Știu că am mai jucat astfel de jocuri, luam quest-urile, deși nu știam cu cine trebuie să vorbesc. Hai, vom afla după aia. Și mult damage de arma asta, really. Mai mi-au și heal pentru fiecare glonț. După cum puteți vedea, când dăm gloanțe, ne urcă și heal-ul. Avem skill-ul ăla, care e foarte OP. Și shotgun! Unde era? Era un individ pe aici, nu mai. Aaa, asta e băbeta, bă, asta e băbeta aia. De la început cu artefactele, cred. Deci că aici ar fi ceva, n-a, cred că e sus, mai degrabă. Aia se ia. Aia s-a tătusul. Ia și oasea. Aici ar trebui să fie. Și le duci și luăm reward-uri. Deci mă duc în camp. Cred că am terminat și cu partea asta. Cu quest-urile, sper. Sunt foarte multe și avem fiecare zonă, ați văzut că s-a deblocat câte un quiz, două pe fiecare zonă. Astea sunt quest-uri mai mult, nu sunt chiar side quest-uri, ar fi sub side quest-urile, ceva mai jos, adică ca să vă îmbunătățiți voi echipamentul și toate astea, dacă vreți. Asta e pentru una. Și tryhardanis. Hai zi, ce reward mai primim de la Madame? Used to be we thought we was keeping these for generations to come could look at one of these, see our movies, our stories, how we lived and loved. Now, it all may as well never have existed. Nice. 319, ia vezi totuțul. 319. Față de... Mamă, ăștia chiar că... îs forță. Cred că o să o iau. Temporal Blade. Under Prey, bine, eu aș folosi asta. Mai mult, adică abilitatea, nu? Double Stop. Double Stop. Și asta folosesc, adică acum, momentan. Dar cred că iau buțe. Iau buțane, momentan. Este 17. 254 aveam aici, what the fuck.
Lăsă aia pentru că-s albaștri. Nu mă interesează ce-i verde acum. Sincer, ia vezi, 291 aveam. 291, mamă cum arată. Mamă cum arată, că ți-ai și curata. Da. Aoleu. Place. Îmi place. Bun, aruncăm imediat o privire. Pare să nu mai fi niciun quest pe aici. Nu, nu mai e niciun quest. Deci mă duc la ăsta. Trebuie să mă duc la Iacob, tutuțul, Iacobianos. Iacobianos este peste tot, tutuțul și nicăieri. Să mergem către următoarea zonă. Deci aici am terminat, nu mai avem niciun quest. Aici am avea încă două questuri. Două, trei questuri. Patru questuri. Cinci questuri. Șapte questuri, frate, mâncați aia și curata. Foarte mult încercăm să le facem pe toate în episodul ăsta. Măcar pe toate. Măcar pe toate. Să începem și să facem și meme, bă, toate. Nu mă așteptam să fie chiar atât de multe, pentru că începutul nu ne oferit așa multe queste secundare. Eram doar main și main. Văd că parcurs ce-am înaintat, tot mai multe questuri secundare avem. Dacă se mai deoprechează încă o rundă, mai târziu un joc, iar ce să le facem? Bine, nu știu că... Să vedem, dacă sunt repetitivi, nu o să le mai fac în acuzat pentru rioruri și pentru doar astea. Oricum, nu știu când jocul pe cea mai grea dificultate, știu când pe medium. Mai ales, nu o să mai știu pe dificultate grea. Mai ales dacă e prima dată când joc, dacă e pentru a doua, dacă aș mai începe o dată să-l joc, probabil da. M-aș duce. M-aș duce pe cea mai grea dificultate. Și ce că ar trebui să ajungem aici? O dată. Ok. Ok. Hai să mergem. Deși și aici aș putea, nu? Ia să încerc aici. Eu nu pe partea alaltă. Da, dar nu știu cum e de ajuns acolo, pentru că ar fi în afara traseului oarecum. Astea sunt închise toate. Asta nu se deschide. Ce este aici? Oh my god, ce shotgunino s-am găsit, tuțu. Așa da, bun ăsta, 654, frate, cel mai bun. Cea mai bună armă din pe care o am eu acum. Oh my god. Asta chiar că o să-i dau un upgrade-os. Fac de 700, mamă, rupe shotgunul ăla. Efectiv o să rupă. Notice. Mamă, câte hărțoave am găsit, mâncați așa și curata. Așa, nu știu exact pe unde trebuie să fie acest quest. Mă duc în partea asta la altă, mă duc în partea aia. Trebuie să fie acolo. Mă duc aici. Mi-a spus și așa cumva în afara zonelor, uite că aici ar fi și mai avem un quest. Wanted. Din nou. Yeah. Ir de bunkers. Da. Hai să încontrăm cu shotgun-ul. Bum. Mamă, ce mișto, ui. Nu se aude. 200 fără critical, adică wow.
Nice. Ăla-i tătuțu. Ăla-i tătuțu. N-aveai mai fost în zona asta decât, pana mea, într-o a doua oară, îi merlim pe ăștia. Nu înțeleg. Hihihi. Numai că pățâna le se vede, frate. Mamă, cum e shotgun-ul ăsta, tate. Foarte mult damage, de. Au, au. Bro, m-am blocat. Mi-a dat freeze. O să mor. Nebunesc, mi-a dat freeze. Nu cred că și eu pot să-mi iau freeze. Wow. Nu cred așa. Și uite, m-a dat de la început, fraților. Fuck, mamă, ce prost am jucat, efectiv, am jucat mega prost, mega prost. Dar nu știam că îmi dă freeze ăștia. Deci mi-au dat efectiv. Mare înghețan. Urât. N-am ce zice. Să fiu mai atent. Am bagat și ca bow agresiv acolo. Ana, că stau și eu, mi-am luat iară. Deci n-am ce să stau, să înțeleg când dau unul și nu prea merge atică. Are demon în mine, frate. Ok. Cred că au fost ultime. Salutare, a, ăsta trebuia. Ok. Ăsta era nenorocitul care era urmărit. Bum, de dus. Bam. What did done. Bun. Și ar mai fi încă un quest. Aici. Primul și în primul rând. Trebuie să mă întorc, fraților. Trebuie să ne întoarcem la steguleț. Cred că aveam unul și pe aici, pe undeva, dar
Madura asta pe care le știu eu. E bun și tot care numai că criticala, cred că e mai mică. Criticala e destul de micuță, nu știu ia din ce critical are. Critical 103. Da. Îl avea mai mult. Îl avea mai mult de aia. Am luat-o bine pe aici. Mâncați-o și curata. Da. E perfectinos. Perfectinos, tati. Hai să facem și cu ăsta ăsta rapid. Nu pot să dau travel. Aici. Nu am deblocat zona asta, fraților. Oh my fucking god. Bam, bam. Deci n-am deblocat zona aia. Dacă mă duc aici, nu pot să mă duc, pac, cu ăla. Ia. Yeah. Să văd pe unii naiba. Madmen like that give scientists a bad name. Eu... La cabinele astea, frate. Mă duc cu ea. Așa, tătuță. Bă, na, nu asta cred că era. Nu cred că era asta. Cred că era asta, asta mă duce în altă parte. Nu ne vreau eu. Hai să văd unde m-a dus. Da, m-a dus în partea asta, vreau în cealaltă parte, deci hai înapoi. Înapoi, înapoi. Nu știu cum se schimbă, îți două telecabine de astea? Trebuie să fie două, normal și normal, nu? Ești pe partea asta, niciuna. Dar nu e pe partea asta, frate, ia vezi. Nu pot să aleg, adică. Mamă. Radio Tower, uite, acum merge. Așa toate. Așa tătuțul. Ăla-i toate. Ba. Ia, ce căcat e ăsta? Pare să fie de la un mutant ceva. Și probabil un animal, pentru că apare urmele alea, vedeți? Am ca sigur. E așa. Ia. Trebuie să dăm de urmă. Nu, nu vreau exit. Vedem pe unde trebuie să mergem toate. Deci mă uit un pic pe mapă. Mamă, unde trebuie să ajung, frate? Dar o fi bine? E bine pe aici? Ce să zic? Da! Bun. Deci iubesc abilitatea aia 1, deci nu, nu, aia nu o scot veci. Până la final de joc, e faină, rău. Ok, cred că tot în față sau pe aici? Cred că pe aici. Nice.
Letătuțu. Om, avem level 15 și nici măcar n-avem un sfert din joc, adică o să facem level mare. Dacă facem quest-urile secundare, dau destul de multă XP. Hai să vedem despre ce este vorba aici, trebuie să fie o bestie puternică. Pe cum, tot un căcat de asta, numai mai mare. Oh, ăsta-i? Nu, cred că e prea slab ăsta. Mamă, la câți au venit. A, ăla-i. I-am făcut-o. Oh my god. Zdrele l-am făcut, zdrele. Item, am luat item. Și acum putem să ducem trofeile astea în Trench Town la Noah. Deci e unul care colectează trofee de astea de animale. Înțeleg. Nice. Nice. 293. Mai bun. E ciclon slice și ăsta e... Nici unul, nici altul nu l-aș folosi. Vezi cum arată. Nu prea-mi place cum arată ăsta. Inimii ăsta îmi place. Ăsta îmi plăcea mie cum arată așa. Pam, pam, pam. Dar și ăsta e ok. Ăsta e ok. Nu mă pot plânge. Da, și trebuie să mergem acum în ăla ca să așa. Mergem în camp prima dată. Trebuie să îi dăm lui ăla. Cred că mă duc chiar acum să-l dau. Ca să completez și quest-ul ăsta. Sunt Cirior Niva. Da. Deja îmi permit o grămadă de chestii pe acolo. Facem bani frumoși. Facem bani frumoși, tate. Time to go. Get what you needed from the tower, right? Can we go? Mai mergem în First City pentru că și acolo s-au deblocat alte questuri. Poate de fapt toate în episodul ăsta toate. Și în episod o oră jumătate, cred, dar nu contează. Nu contează. Să vedem unde îl găsim pe acest individ. Zona asta îmi place că nu e așa mare, adică... Nu știu dacă e bine pe aici. Hai să mă uit un pic și pe mapă. Ca să văd. Mamă, e destul de departe. Lucy. Lucy Bombardiere. Uite că aici ar fi undeva. Acum că cat ajung la el. Pe aici nu pot. Bă. Bă. Sunt mai mulți, văd că. Dar acum ajung eu acolo, frate. Can you explain to me? E pe jos, pe undeva. Niciodată n-am putut să cobor jos. Asta e chestia. Nu știu. Are toată manevra, dar eu nu pot să cobor jos. Mâncați-aș gura ta. Ce că ar fi aici? A, uite că... Lol. Ok. Nu știam. Nu știam, tate. Avem aici Dita mai barul. Ia vezi, tragem și o vodcă. O pălincuță. Nu și pus-o deja, fără să-i o cer. Nici n-am cerit-o, dar a știu că avem nevoie de așa ceva. You gave the other guy worse.
I did. It wasn't no man gave me this. Impressive. There's plenty more devils like him on this godforsaken planet. And I like decorating my walls. I can make every head you bring back to me worth your while. Why don't you just point me to the closest creature that needs some killing? Nice. Want to try the new blend? Call it the liver spinner. Mai mi-a dat una. Ia vezi toate. This planet didn't always have creatures like this. Used to be beasts I had to run after just to catch them. Now people mostly run from them. If they're lucky. What happened to these beasts? The beast. Some kind of upheaval of their souls. Every time I go out there, those critters get fiercer and more aggressive. Like something's been pumping them full of anger. And not just the creatures, the whole goddamn planet. What I've seen of it. But why? If you ask me, it's as if the planet's trying to get rid of us. But we don't go down that quickly. Ok, ia să vedem ce vinde prima dată. Oh, pistoale. Stai cu pistoale, cu alea. Am 2647, dar uitați-vă și voi cât costă. 17.000. 17.000, da. Are 2647, fraților. 2600, fraților. Wow. Așa, asta e timpul în care vedeți că se schimbă, înseamnă că nu. Ok. Ia. Poate ne dă asta ceva bun, mâncați așa cu ratac. Ne dă asta ceva bun. Bă, nu mai vreau, gata, mai rupt în două. Pot clau. 390. Oh my god, și arată și mișto, nici nu stau la discuție, direct asta am luat-o, deși și armura e foarte bună. Da. Îmi place cum arată, nici nu stau la discuție, îmi place cum arată. Și 390. Ne-a v-a s-a blocat aici. Ok. Da. If you're scared and you don't want to face that target, I totally. I've been scared, man. I've been there. God. Arată mișto. Arată mișto. Nu-mi place armurica așa, se putea atât așa ceva mai de vagabond. Ai 390, mișto rău. Mișto rău. Uite cum arată, mamă. Feroace. Feroace, tate. Ce e aici? Avem un quest cu Gigi-o? Cine aiba? A, ăsta e ăla la altul. Și la ăsta trebuie să-i ducem, cred că ceva. Dacă nu mă înșel. What can I say? They're happy to slaughter each other all day. As soon as Ujio makes a business of it, their sensibilities are offended. What exactly is your business? Certain mercenary services. I hand out contracts for players on the opposite field no one else seems able to take down. Snipers, captains, the real bastards. You seem like the type who could handle a more challenging mark. Mm-hmm, aș putea. Would you be interested in filling your pocket with a small stipend? Here to close contract. De per- da, ăla ce l-am nenorocit. Deci avem două și ne luăm reward-urile. 687 și move. Deci ja trecem la lucruri serioase, tate. Automatic shotgun, o să iau asta, o să iau asta, tate. Pleasure doing business. Și mai avem una, Heilstrom.
Am shotgun direct. A nostru e mai bun, deși ăsta e mult 568. Avem un pistol, aș lua și un pistol de ăsta mâncat, așa că nu am. Pump action shotgun. Și ăsta e mișto. Cristo Chains, score critical. Ce să iau, shotgun sau pistolul? Cred că o să iau shotgun-ul până la urmă, chiar dacă e mai slab ca și firepower-a. Remove. Inflict toxic on enemies. Da, le iau asta. Pleasure doing business. Ok. E foarte ok toate. Mamă, cum vine reward-urile tătuțul, îmi place. Îmi place. Și avem o dată așa, în sfârșit schimbăm arma, după foarte mult timp o să mă duc să-i dau și upgrade, cred că la aia. De fapt o să mai aștept, că vreau să fac toate quest side-urile. Să vedem cu ce reward-uri mai luăm toate, că am putea să luăm și ceva mai bun, adică. Na, pana mea. Arătăm și noi a bombardieri un pic. Avem aproape full move acum. Those shells raining down seem to be a permanent fixture around here. The launcher's quite inaccurate, but when it hits, and it always hits something. There's a reason the missiles are called damnation. The insurgents must have sent a suicide squad into the wreckage zone to get it so close to us. Suicide squad? The zone's an irradiated hellhole. Volunteers aren't exactly lining up, but there is a sizable reward. Accept. Vrem că va fi și mai ori bombardier. Da. Și vedeți, acum indicatoarele alea ne oferă tot felul de animale, indivizi dubioși pe care trebuie să-i merlim și așa mai departe. Return fire wrecking zone. Legacy asta e aia așa veche. Foarte multe quest-uri, mâncați aș gura ta. Foarte multe quest-uri. Momentan. Hai să vedem de unde s-o luăm. Mă duc la un Iag, cred. De fapt nu, o să mă duc la Iacob și o să ne ducem de unde ne-am oprit. Pentru că mai aveam quest-uri, înaintăm. Înaintăm așa ușor, mamă, o oră aproape și mai avem o grămadă. Deci, aici făcut, fără site, am avea un quest aici. Hai să mergem în primul oraș unde l-am ajutat pe cel bătrânel. Forță. Îmi place că upgradez tot mai bun echipamentul și o să ne fie mai ușor în main quest după. Adică chiar e bine să faceți toate astea. Chiar e bine să rău. Bun. E 2 secunde. Ok. Trebuie să ajungem aici, la bridge. Perfect. Foarte aproape. Ți-a timp și să faci chestiile astea. Bine, acum că avem multe, dar poate nu se mai deblochează înapoi, adică să venim. Cred că le avem pe toate acum. Avem aici. Ăsta e targetul nostru. Acest mârlă noi care trebuie să moară cu un glonț. Mamă, ce mișto e shotgun-ul ăsta. Arată bine rău. Ca să văd cum e arma asta. Hai, să-mi sfârșit ceva automatic. Mamă, și dă damage. Mamă. Trebuie să-mi pun aia cu ori explosion, ori fire, ori freeze, ceva.
Nice. Ce explozie mică. Bună, bună arma asta. Bună, rău. Mi-am dat upgrade. Vedem, vedem cu ce rămâne. Dacă nu o să dăm upgrade-ul, când o să intrăm în main. Momentan vreau să iau toate reward-ul, zi-mi, poate ne dă și ceva mai bună decât. Și shotgun-ul foarte bun. Nu se pune problema. Cum a murit ăsta, uitați-vă. Ok, ăla e targetul nostru. Poison! Vedeți poison-ul? Te-ai dus, tătuțu. Te-ai dus. La ce? Saltare, brodere. Are rău, tate. Ăla-i fost. Ăla-i fost. Luăm toate astea ca să le dăm nesmență că ne trebuie mulți bani, ați văzut? Na, luăm una de aia, 3000. Aile, cum dăm cu aia. Aile. 3 ori mai mult decât am eu acum. Îți fac destul de greu bănuții aia. Ori lăs pentru ceva legendar, mai bine strâng pentru ceva legendar, mai degrabă. Apare și itemele legendare, cât de curând. Ok, am făcut și eu ăsta. Nu cred că am mai avea ceva. Unii ești Iacube. Cred că am terminat și cu partea asta. It's good to get old Bess rolling again. Da. She's doing all right, considering I brought her back from the dead. Aici am avea următorul quest. Așa că hai să mergem. Cred că în Wrecking Zone o să ne oprim acolo, să continuăm episodul anterior, pentru că și acolo avem mai multe quest-uri secundare și o să continuăm în episodul anterior. Sau vedem, vedem. Ori facem un episod mai lung, nu-i problemă. Am mai făcut episoade de o oră jumate. Ok. Deci ne trebuie să ajungem aici, bă. E bine că e aproape. E bine că e aproape. Chiar mă prind jocul, mă prind mult, îmi place jocul mult, chiar îmi place. Avem și aici, cine e asta? Oh, ar fi ca un fel de clovn asta. Hai să-i scoatem clovnăria din cap, să-l trezim la realitate, sau la moarte, mai bine zis. Să-l trezim la moarte, cum a sunat asta. Hey, let's go! Trebuie să nu fac și pe asta pe bursă odată ce o să-i dau upgrade.
Poison. Oh, mi-am primit sniper în mutră. Vreau ceva de muniție, bă, că muniția se duce foarte repede. Și target-ul aici. Să mi-e risc mai întâi pe ăștia alți. Să-mi fie mai ușor cu ăsta. Boom. Decapitare. Te-ai dus, tătuțu. Te-ai dus de tot. Boom. Nice. Antena și cu partea asta. Da, destul de rapid le facem, adică nu durează foarte, foarte mult. Pentru că altă ce ești puternic, imediat te-ai nenorocit. Imediat te-ai nenorocit pe toți. Unde ești, domnule Iacubane? Iacubane, nu-l văd pe Iacubane. Uite-l aici. Sau? Ia stai așa un pic, tătuțu. Ceva nu e în ordine. Ceva nu e ok, tătuțu. De ce mă trimite pe aici? Ia să văd eu manevră. Nu, n-ar fi nimic pe aici. Adică, deci mi-apare acolo cum că ar fi, dar nu. O să-mi customizez și astea, că am primit o gamă de porcării. Asta cu Del Outrider Legacy, nu știu exact unde trebuie să mă duc. Mi-e complicată. Mi-a arătat pe acolo, dar... Dat. Dar unde e domnul Iacob? Uita-l. Uite-l pe mârlă noi. Și unii chiorul ăla, bă? Uite-l aici. Îmi fac și eu o customizare aici la... De fapt, nu o să dau la gear, cred. Nu prea aș da să... Deși aș urca-o la cât? 774, oh my god. Oh my god. Aș face decât... Cules pe standard, eh? Asta e bună. Upshooter. A, de aici am schimbat-o, cred, și am pus-o pe burst, ia. Adică acum am pus-o pe burst. Cum arăt GB dacă nu? Chiar îl sare curios. Așa, să-mi pun ăsta odată. E blocată, pana mea. Ăsta e mișto mai bine. E ușor, regenerezi și ușor. Da, ăsta ar fi mai ok. Am făcut și aici, aici ar fi două questuri.
Hai să le facem. Mă, ce bine că ești odihnit, toate altfel femeile de seară mi se închideau ochii, efectiv. Bun. Nu, nu vreau ăsta momentan. Vreau să văd și quest-uri secundare, deci. Ăsta ar fi o dată. Să ajung tocmai aici. Cația și curata și nici n-am de blocat zonele astea. Too de complication. Cred că tot pe jos pe acolo. A, nu, ăsta trebuie să mă duc să-mi iau reward-ul, că deja ai făcut. Ok. Trebuie să mă duc la Ujio. Mr. Ujio. Ăsta de aici. Hai că-l citește aici toate. E Hannibal și cu ălalalt. Exact ce vă ziceam toate, avem automatic shotgun, light machine și assault rifle, sharp shooter. Bun ăsta. Da. Dai bani să... Ești acolo am pus. Dar ăștia nu s-au înschimb. Pe ori, aici e ori. Da. Ce să iau? Eu două pui, nu? Da. Eu și o pungă de cea de legume, ca să facem o iuf, așa ca lume. Da. Ai văzut că legume, dacă pui o leacă, îți iau ceva? Nu. No. O vrei energizant? Nu. No. A, bun. Atunci eu nu-ți aduce. Da? Ia și de ce, din marmeladă. E o cutie? Da, ia, de ce. A, mai facem clatite, ai văzut că lapte, e astea. Da, bun. A, bine. Ce faci? Da, afirmam aici. Bun, prieteni, și a doua armă ar fi asta, sub mașinul. Aș lua-o. Avem și un pump aici, dar cred că mă duc pe mașină. N-am încercat, să vedem cum e. Văd că e destul de bună. Două reward-uri bune. Două reward-uri foarte bune. Astea să le dau și dismantle ăla. Nu știu, îmi păstrez un sniper. Nu știu ce sniper. Deci nu prea mai știu ca sniper pe ăsta și pe ăsta. Bun. Stai că mai am o grămadă de porcării pe aici. Bam, bam, bam. Decât astea trei îmi trebuie mie. Să vedem cum e și mașinul ăla. Oricum am primit arme foarte bune chiar și acum. Deși aia noastră e mai bună, 688. Vedem cum e ăsta. Să-l jucăm un pic. Stau și la astea. Deja s-o strâns destul de multe. Da, le dăm pentru că na, ăștia o să-i păstrez că sunt mai buni. Trebuie să-i și echipez că sunt albastre și nu știu cum nu i-am echipat. Trebuie mănuși, bă, nu avem mănuși ca lumea. Și o armură mai șmecher mi-ar trebui. Este 21, s-o pun. Ok. Echipation, mamă ce mișto arată asta. Arată mișto. Așa tătuțu. Altul ar mai fi un quest? Sau nu?
Asta e misiunea principală. Wrecking Zone ar fi chică. Atum bine aici. Poate să-mi ridic o sumezare așa mult, dar nu mă plimb eu cu mașinăria. Adică mă plimb numai că nu se vede cum m-aș plimba. A propriu. Bun. Domination Launcher. Ia să vedem tătuțul. Deci bineînțeles că o să mă ducă la Iacob. O să mă duc în Wrecking Zone. Zona cel mai încurcat, așa să zic. Cele mai multe questuri. Da, cred că nu, cred că o să ne continuăm în episodul următor. Cam terminat pe aici, am cam terminat. Nu prea mai avem să facem. Am mai avea, doar că n-am mai avea în această zonă. Să arunc o privire la domnul Iacob să văd dacă... Hai, domnule, loading screen-os. A, noi nici n-am mai venit aici? Return fire. Așa un pic. Da, am terminat și aici, deci nu mai avem un train și nu mai am avea quest-uri. Quest-urile care le-am luat de pe aici trebuie să le completăm în Wrecking Zone. În episodul următor, bineînțeles, că am ajuns exact la destinația noastră. Și vom continua în episodul următor. Și avem acele sunete ciudate. Foarte ciudate în această zonă tot. Îmi place. Da. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați acolo un like, un subscribe și un share. Noi ne auzim în episodul următoare. Toate cele bune. Respect. Pa, pa.